Înainte să încep, aș vrea să fac o promovare canalului de YouTube produse de pe AliExpress. Pe acest canal o să vedeți tot felul de clipuri interesante despre foarte, foarte multe produse de pe AliExpress, de unde vine și numele. O chestie foarte interesantă cu privire la acest canal de YouTube este că băieții din spatele acestuia testează foarte multe dintre produsele acestea, iar asta vă oferă o perspectivă mai clară și destul de avantajoasă în ceea ce privește alegerea unui lucru de pe AliExpress. Deci dacă sunteți interesați, aveți link în descriere, iar acum noi să trecem la ale noastre. Când V de la Vendetta a debutat, nimeni nu și-a imaginat că acea mască a lui Guy Fawkes avea să devină un simbol al unei comunități de hackeri, care și-a asumat rolul de justițiar cibernetic și judecător al nedreptăților guvernamentale. Cel puțin, în teorie, asta ar face Anonymous. Pe de o parte, există oameni care îi văd pe cei de la Anonymous ca pe un batalion care luptă pentru drepturi și libertăți, iar de cealaltă parte, criticii afirmă că n-ar fi altceva decât un soi de acoperire pentru o serie de acte penale penibile și uneori destructive. Adevărul însă s-ar putea să fie undeva la mijloc, căci e mai mult gri decât alb și negru. Și recent aceștia s-au preocupat și de Donald Trump. Pentru a înțelege ce e de fapt Anonymous, trebuie să amintesc câteva evenimente care le-au marcat începutul. Aruncând o privire asupra istoriei, celui mai faimos grup de hackeri, activiști ai lumii, afli că nașterea lor a fost oarecum sporadică și amorfă. A fost nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge în atenția publică, iar numele a fost inspirat de pe site-ul 4chan. E pseudonimul predefinit pe care ți-l atribuie când vrei să publici. Prima activitate Anonymous a fost mai mult un amuzament decât vreo operațiune serioasă. Au pătruns în serverele site-ului Habbo Hotel, un loc virtual de petrecere a timpului liber și amuzament dedicat adolescenților. Acești anonimi au inundat hotelul cu panouri amuzante și au blocat accesul la piscină. Însă lucrurile care aveau să devină mult mai serioase pe măsură ce comunitatea lor creștea, lărgindu-și și aria de interese. În 2008, de exemplu, au creat un cont de Twitter numit Basement Dad, ca o formă de protest împotriva lui Joseph Fritz, un austriac care timp de 24 de ani și-a violat fiica pe care o ținea captivă într-o pivniță. Ulterior, contul creat de ei au atras o jumătate de milion de abonați. În decursul aceluiași an, grupul a reușit să atragă într-adevăr atenția cuvenită, după ce au atacat site-ul oficial al Bisericii Scientologice, motivând că aceasta nu face altceva decât să influențeze negativ și să spele creierul membrilor ei. A urmat o campanie masivă intitulată Project Chanology, care s-a mutat online și a generat o serie de proteste împotriva acestei biserici. În aceeași perioadă, ca un ecou a ceea ce s-a întâmplat, a fost prima dată când Anonymous au fost văzuți. Aceștia și-au conturat semnele distinctive după ce pe YouTube a apărut un clip video prin care își anunțau intențiile. Personajul din video purta vestita masca atribuită lui Guy Fawkes și folosindu-se de o voce computerizată, anunța prima dată sloganul Anonymous. Noi suntem Anonymous, noi suntem o legiune, nu iertăm, nu uităm. În 23 mai 2009, un grup de persoane care pretindeau că fac parte din această comunitate, purtând masca specifică, au amplasat un butoi cu praf de pușcă fals în fața clădirii Parlamentului Britanic, motivând gestul drept o formă de protest împotriva felului iresponsabil în care parlamentarii cheltuiau banii țării. După ce oamenii s-au obișnuit cu ineditul operațiunilor, activitatea lor părea că avea să intre într-un con de umbră până la demararea alteia în 2010. În acel an au urmat o serie de atacuri de DDoS, adică supraîncărcarea unui sistem informatic cu cereri împotriva Visa, PayPal și Mastercard, argumentând că aceștia prin acțiunile lor au încălcat protocolul de a respecta dreptul oamenilor la informații, conform Wired. Anonymous a ieșit în evidență anul 2011, după ce au atacat HB Gary și HB Gary Federal, divizia al unei companii care vinde soluții de securitate guvernului american. Atacurile respective au avut loc în același timp cu sprijinul activ pe care AnonOps îl arată revoluțiilor sociale din ceea ce a ajuns cunoscut drept primăvara arabă. Surprinși de ușurința cu care au spart serverele HB Gary, unii membri, pentru amuzament și ca să arate cât de slabă le este securitatea informatică a unor astfel de instituții, au spart și serverele altor companii. Aceea a fost clipa în care acest hacking de agreement trebuia să se diferențieze de cel care avea ca scop activismul politic. Atunci s-a produs separarea clară a grupării Anonymous de AnonOps.
Numele Anonymous a devenit sinonim cu activitatea politică, chiar dacă la început a avut o formă subversivă și haotică, explică pentru Wired Gabriela Coleman, antropolog al Universității McGill și cea care a documentat cel mai mult despre gruparea Anonymous. Pentru cei care nu știau, cei de la Anonymous nu au un lider bine conturat, iar abilitatea de a coordona anumite activități a ajuns pe mâna oricui a vrut să profite de ea. Hector Mosgoor, un hacker experimentat care nu și-a terminat nici măcar studiile liceale, s-a remarcat pentru că după ce a fost hacker pentru amuzament, s-a implicat în activismul politic, sprijinind revoluțiile sociale din Orientul Mijlociu. Cunoscut sub pseudonimul Sabu, împreună cu alți 5 membri, a condus în 2011 o serie de activități chiar din apartamentul său din New York. Unii îl consideră cel mai reprezentant om al lumii Anonymous. Offline, acest Sabu era un șomer în vârstă de 28 de ani, care a avut dificila responsabilitate de a îngriji cele două fiice ale unor veri, după ce mama lor a fost închisă. Online, același personaj era un om cu temperament carismatic și prietenos care, pe cât era de iubit, pe atât era de temut, mereu folosind influența în avantajul său. Din punct de vedere infracțional, de-a lungul timpului, mai mulți membri din toată lumea ai grupării au fost prinși și arestați, și pentru această comunitate nu are granițe. Nimeni nu cunoaște numărul membrilor, nici măcar ei. Oamenii din interiorul comunității susțin că, indiferent de amploarea arestărilor, nu pot scăpa de Anonymous. Dacă pe plan mondial atacurile marca Anonymous au fost dure și multe instituții au avut de suferit, în România, în schimb, atacurile nu au afectat prea mult site-urile. Cu toate astea, în 2012, D-Code a reușit să anihileze temporar gruparea locală, în număr de 12 persoane, după ce aceștia au avut o vastă activitate infracțională, ajungând să spargă site-ul Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Optoelectronică. Criminalitatea informatică la nivelul țării noastre a constat în accesarea ilegală a sistemelor informatice, sustragerea de date confidențiale nedestinate publicității, precum și publicarea în mediul online a datelor. Grupat sub adăpostul anonimității și libertății pe internet, anonimii din toată lumea au declarat război împotriva celei mai temute organizații teroriste din lume. O să vă vânăm, a fost mesajul pe care l-au transmis Statului Islamic pentru un postat pe YouTube. Această amenințare vine ca o consecință a atacurilor de la Paris, când 129 de oameni au fost uciși și 352 au fost răniți. O amenințare similară împotriva acestora a venit și după drama atacurilor de la Charlie Hebdo. Ca impresie globală, Anonymous a devenit o voce importantă în agenda lumii. Desigur, unele cauze pentru care luptă ei, precum libertatea internetului, sunt în fond bune, dar asta nu-i face în totalitate bun. Activitățile lor în ceea ce privește exploatarea datelor cu caracter confidențial, uneori doar pentru amuzament, nu reprezintă o practică tocmai legală. Cu toate astea, fie că nu ne place sau nu, Anonymous reprezintă o entitate de luat în seamă, cel puțin dacă vrei să te amuzi din când în când de câte un tip care apare cu o mască pe față, închide conturi de Twitter, mereu reușit în combaterea terorismului, nu-i așa, și amenință cu războiul extremiștii. Au spart site-urile CIA și FBI, au reușit să treacă de parole de la NASA, au intrat pe site-uri oficiale de maximă importanță și sunt recunoscuți ca experți în internet. Unde sunt reguli, sunt și cei care le încalcă. Această vorbă nu se schimbă nici când vorbim despre internet. Acolo unde în ultimii ani, odată cu aducerea în discuție a legii ACTA împotriva pirateriei, hackerii au răspuns dur la cel mai înalt nivel. Unii dintre acești hackeri își povestesc acum viața din online, într-o mărturie publicată pe site-ul Guardian. Fost membru în Internal Feds, Anonymous și Lulzek, hackerul a fost condamnat în Marea Britanie și eliberat condiționat. Ultima oară când mi-a fost permis accesul la internet a fost cu câteva minute înainte ca poliția să vină la ușa casei mele și să mă aresteze. Asta se întâmpla în urmă cu un an de zile. Am pledat vinovat pentru folosire în scopuri legale a computerului pentru Internet Feds, a spus un membru al Anonymous. Acuzațiile pentru care a fost condamnat odată au fost preluate și de către o judecătorie din America, unde ar fi putut fi extradat și închis, spune el, pentru câteva decenii. Culmea tehnologiei în cazul său, 24 din 24 de ore trăiește cu o brățară electronică prinsă de picior, prin care este urmărit de poliție pentru a nu părăsi țara. Deseori sunt întrebat cum e viața fără internet. Pare ciudat cum oamenii au evoluat în zeci de mii de ani fără această conexiune, pentru că acum să le fie greu să-și accepte existența fără el. Viața acum e calmă. Citesc ziare ca și cum ar fi hârtii antice, intru magazinele reale cu bani real și cumpăr produse reale. Lucrurile sunt mai calme, mai lente și uneori recunosc plictisitoare. Îmi lipsește mult compania vieții online. Îmi lipsesc discuțiile de pe chatroom și felul rapid în care găseai oameni cu aceleași interese ca și tine. Acum pot să dorm
dorm și cărțile par mult mai interesante. Pot spune că paranoia internetului s-a dus. Pe internet, viețile noastre sunt comprimate în mici reclame, precum tweet-urile. Pagină după pagină îți mănâncă imaginația. Dacă hashtag-urile erau boabe de orez, realizați câte familii am fi putut să hrănim, eu nu realizez, că nu mai pot căuta asta pe Google. Pot spune că lipsa internetului din viața mea m-a făcut un individ mai împlinit. Știu, niciodată nu mi-am imaginat că aș putea spune așa ceva. Acum mă uit la discuțiile pe care purtam odată pe chat pentru că au fost printate ca dovezi în procesul meu și mă întreb ce era cu toată agitația aia. Nu e treaba mea să spun dacă această comunitate a hackerilor ar trebui să nu se mai ia în serios atât de mult, dar eu cu siguranță am fost prins atât de mult în ea încât uitasem ce înseamnă să mai și închizi laptopul. Aș vrea ca și alți hackeri să rupă măcar o săptămână de internet și să vadă efectele imediate, a spus un fost membru anonimus pentru revista Guardian. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da nu uitați de like, share, subscribe, de asemenea vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre această comunitate de hacker numită Anonymous? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea nu uitați de follow pe Instagram la JokerVirtual1, noi zicem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.